Pace Domnului! Eu, din toată inima, sunt mulțumitor și cred că vă uniți cu mine, lui Dumnezeu, că mare este și iubirea Lui și mila Lui față de noi. A trecut încă o săptămână de luptă, de frământări, de multe neplăceri în toată lumea, poate câte ceva și în viața noastră, dar datorită milei lui Dumnezeu, suntem aici și mai mult, suntem la picioarele Domnului. Și potrivit făgăduinței lui Iisus, unii doi sau trei sunt adunați, ce spune El? Și eu sunt acolo. De aceea, cerul acum atât de aproape este din noi. Dacă noi am putea să fim conștienți cât de mult ne iubește Domnul și cât de mult El ar putea să facă mai mult în viața noastră, dacă noi ne-am deschide și i-am permite să facă lucrul acesta. Adeseori, noi nu facem lucrul care ar trebui să-l facem. Într-un loc, Elena White spune că mulți membri bisericii sunt ca ușile. Vă imaginați câte uși ale casei de rugăciune vor fi în veșnicie? Sau nu vor fi? Se închide și se deschide. Deci a intrat membru și a ieșit. Cum a intrat cu nimica, așa a ieșit cu nimica. N-a fost ce să iei, n-a fost absolut pregătit. Și eu sper că dacă suntem aici, unii au obosit, unii poate s-au mai reținut la lucru, dumneavoastră ați fost binevoitori ca să lăsați totul, să veniți aici. Deci eu cred că Dumnezeu își va împlini partea Lui. Să-i dăm voie să vorbească. Și vă rog, cine are Sfânta Scriptură, deschideți la Luca, Evanghelia, capitolul 7 și începem cu versetul 19. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-L întrebe: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Se dă o întrebare. Multe întrebări am dat și noi în viață și poate că mai dăm și o să mai dăm. Și iată, avem aici una din întrebări. O dă un om credincios. Mai mult ca atâta. Întrebarea o dă un profet al lui Dumnezeu. Iată, vă rog de la început. Ce simțim noi în această întrebare? Îndoială. Scumpii mei, se poate întâmpla ca în viața unui credincios să vină îndoieli? Da? Îndoiala încă nu-i păcat. Este foarte important ce facem noi după ce a apărut îndoiala. Și anticipând, cred că la sfârșitul predicii vom avea mai mult de reținut în calea către Hristos, este material special, un capitol întreg, ce să facem cu îndoială. Și v-aș ruga, întorcându-vă acasă, citiți acest capitol, că este foarte, foarte important. Convingerea mea este, în anii, zeci de ani de lucru ca pastor, că Satana, cu atâta viclenie, folosând orice posibilitate, se apropie de noi și ne aruncă în îndoiala aceasta. El tare ar vrea ca noi să ne poticnim, să obosim, să nu continuăm mai departe, să nu mai avem dispoziție și la urmă urme fără îndoială, dorința cea mai mare care este a Lui. Viața veșnic să nu avem. Și îndoiala poate să fie un început. Dacă noi rămânem pe calea îndoielii, noi putem să ajungem la necredință și la pierderea vieții veșnice. De aceea, să urmărim mai departe ce face profetul Domnului. Dar până a vedea rezolvarea, vreau câteva idei. Ce s-a întâmplat cu acest bărbat al lui Dumnezeu? Potrivit studiului, Ioan de acum 6 luni era în temniță.
Și va mai rămâne acolo încă 6 luni. Și iată, când era acolo în temniță, și i-a venit această îndoială. Este de mirare, de fapt, faptul care era baza, care era motivul. Când deschidem la Ioan 1:29, aici avem un adevăr extraordinar de important. Ioan 1:29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cine vorbește aceste cuvinte? Ioan le spune. Și cu atâta credință, da? Cu atâta încredere, întinde mâna și spune: oameni buni, iată-l, acela pe care noi îl așteptăm. Și trece un timp și parcă Ioan a spus aceste cuvinte. Dacă citim mai jos, de la 29 până la 34, vă rog acasă, nu o să mă opresc, să nu folosesc prea mult timp. Astăzi trebuie scurt de vorbit, când înțeleg că suntem toți obosiți. Dar Ioan declară aici că, de fapt, cu toate că erau virișori și era cu 6 luni mai mare decât Iisus, potrivit la cartea Hristosului Lumina Lumii, ei niciodată nu s-au întâlnit. Prima dată Ioan l-a văzut pe Iisus când a venit la apa botezului. Dar el singur mărturisește, iată, 31 spune că nu-l cunoșteam, dar pentru asta am fost trimis. Și una din misiunile lui Ioan Botezătorul a fost să-l prezinte lumii pe Mesia. Dacă mulți profeți a Vechiul Testament au scris foarte multe mărturii, profeții, indicații speciale ca oamenii credincioși să știe cine este Mesia, Ioan a avut această mare onoare personal, pe viu, să spună: iată-l! Ce-i ce-o face? Și mai mult ca atâta, el spune: eu nu știam, nu-l cunoșteam, dar am primit un semn, că atunci când Duhul Sfânt se va coborî în mod deosebit asupra, asta va fi semnul că este cel așteptat. Și mai mult ca atâta, Iisus nu mai a fost botezat și când a ieșit din apă, s-a deschis cerul. Și aude Ioan vocea Tatălui din cer, care atât de clar, atât de dispus, de desis spune: iată, acesta este Fiul meu. Deci niște dovezi atât de convingătoare, atât de puternic a fost mărturia cerului. Și se pare, care putea să fie motivul ca după atâtea dovezi din partea lui Dumnezeu să mai vină încă îndoiala în viața profetului? Prima cauză, primul motiv, la Matei 3, avem câteva cuvinte din predica lui Ioan, care a fost până la botezul lui Iisus. El se adresa poporului. Matei 3:10. Iată că secura și-a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. El pregătește lumea ca să întâlnească pe Mesia. Ce se simte în vocea lui? Milă? Salvare? Sau judecată și pedeapsă? Este scris că Dumnezeu vine cu foc? Va veni un timp când secura va fi pusă și cine trebuie tăiat, tăiat și aruncat în foc? Fără îndoială. Este unul din mesajul Bibliei. Dar nu era cel mai principal. Și nu cu aceasta, probabil, trebuia să înceapă Ioan. Noi îl găsim pe Iisus mai pe urmă. Când era învinuit, stă la masă cu vamișii, cu păcătoșii. Țineți minte ce a spus el.
Eu am venit să caut și să salvez un păcătos, dar să nu tai cu toporul și în foc. Deci era prima parte a lucrării. De ce Ioan a ignorat prima parte a lucrării? Și numai el, toată națiunea, de fapt. Aștepta foc, judecată, în genunchi pe toți romanii, un Mesia puternic, un împărat cu cai și cară și Israelul în fruntea lumii. Și iată, așteptarea pe care Dumnezeu nu le-a promis-o. Și trec câteva zile, Iisus nu face ceea ce iudeii așteaptă. Ioan este în închisoare 6 luni, vă imaginați? Eu odată mi-am dat întrebarea. Putea Iisus măcar pe cineva să-l trimată? Și spune Ioan, noi știm că ești profet, întărește-te, fii puternic, rămâi credincios. Nu găsim nici pe paginile Evangheliei, nici în cei ce n-au scris că Iisus măcar odată a făcut lucrul acesta. Putea Iisus să vină și să iasă nevăzut din închisoare? Fără întoială. Nu o face. Și nouă câteodată ni se pare că cerul straniu se poartă cu noi. Poate a merita mai mult. De aceea, iată, prima avertizare. Nu se întâmplă cumva, frații mei și surorile, că noi ne-am axat pe una din promisiuni, eu nu știu de unde, s-o evit în imaginația noastră, și așteptăm ca Dumnezeu să facă, dar El niciodată aceasta n-a promis. Și atunci, inevitabil, unde ajungem noi? În așteptarea noastră. În încrederea noastră în Dumnezeu. Dacă nu azi mâine, eu aștept. Asta e visul meu. Asta e dorința mea. Dar Domnul spune, copilul meu, dar de unde ai luat-o? Eu ți-am promis să-i așa ceva? De aceea v-aș ruga, iată, sunt acum în fața Domnului, ia să revizuim toate visurile noastre, toate așteptările. Noi am încheiat legământ cu Dumnezeu. Noi am venit în biserică. Noi suntem membri ai bisericii. Toate așteptările noastre sunt axate pe promisiunile lui Dumnezeu? Sau ceva poate este în plus? Noi trebuie să revizuim lucrul acesta și să rămână la temelie numai adevărul lui Dumnezeu. Ceea ce El ne-a promis, El va împlini. Ceea ce eu mi-am imaginat, nu știu dacă asta corespunde voie lui Dumnezeu, poate într-o zi să se împlinească. Dacă nu, să nu se întâmple că vom avea descurajări destul de mari. Mi-aduc aminte că acum, în una din comunități lucram, o soră a încetat să mai vină la serviciu divin. N-a fost un sabat, a doilea, mă gândeam că poate undeva e în deplasare, poate ceva s-a întâmplat, că știți, se întâmplă, adventiștii spun în limba engleză great movement, mișcare, tot sabatul merge mișcarea aceasta. Dar când acum a trecut, acum 3, 4, eu mă adresez la prezbiter, la diacon și zic, ia, faceți contact, unde, ce se întâmplă, e plecată, nu e plecată, nu se întâmplă că de acum am mormântat-o și nici nu știm ce cu dânsa. Dar așa au aflat că e acasă, sănătoasă, totul e bine, dar stă acasă. E urgent. Am făcut o vizită și zic, soră, cum te simți? Rău. Zic, n-am înțeles. De ce rău? Nu s-a împlinit visul meu de la botez. Zic, dar care a fost visul tău? Și mi-a spus câteva momente. Zic, dragă soră, dar pe bază la care text din Biblie s-ai făurit visul acesta? E de măcar unul. Păi, dar mi-a spus cineva, dar mă gândeam. Asta e prea puțin. Dacă tu îndrăznești să ceri ceva de la Dumnezeu
și să spui, Doamne, ai promis, te rog ca să faci, tu trebuie să ai bază în Biblie. O promis Domnul sau nu o promis? Dar dacă cineva dintre membrii s-a grăbit și a spus ceea ce nu este adevărat, păi regret, dar nu trebuie să spun. De aceea, știți că lucrurile astea nu sunt toate așa de undeva din pot, cum se spune la noi în Republica Moldovenească. Se întâmplă adeseori. Noi ne mai jenăm lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a promis. Și atunci, fără îndoială, într-o zi vom avea descurajări destul de mari. Dar, deci, care era așteptarea lui Ioan? Un Mesia pe tron. Să facă regulă cu toporul, cu focul, la dreapta și la stânga, și evreia iarăși să fie așa ca în timpul lui David și Solomon. Și cu toate că noi avem unele profeții, că Mesia va face lucrul acesta, dar numai după a doua venire. În toată planeta, nu numai în Palestina. Pentru evrei n-a fost această profeție. Dar a mai fost un motiv. Hai să vedem și acest al doilea motiv, care și pe noi ne privește cu regret. Ne întoarcem la Luca, capitolul 7, și din versetul 18. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Despre care? Vă rog acasă, revizuiți, iată capitolul 7 și altele. Deci o mare lucrare pe care Iisus o făcea în lume. Era o mișcare, într-adevăr, destul de serioasă. Și parcă dintr-o parte se vedea o mână dumnezeiască, ceva deosebit care n-a fost sute de ani. Din altă parte, nu face ceea ce noi așteptăm. Și în Hristos Lumina Lumii spune așa. Ucenicii, venind la Ioan, au povestit despre lucrarea pe care Iisus o face și cu străinii și apoi îi pun întrebarea. Ioan, dar el este Mesia oare? Dar dacă nu, de ce tu stai în închisoare și nu faci nimica pentru eliberare? De ce altceva nu face din ceea ce noi am auzit, ni s-a spus la sinagogă atât de mult? De ce pe tine un profet atât de mare nu te eliberează? Și ascultați ce spune mai departe Dumnezeu prin Elena White. Cei mai buni prieteni devin dușmanii cei mai periculoși atunci când în loc să întărească credința, seamănă îndoială, necredință și disperare. Cei mai buni prieteni pot deveni cine? Cei mai mari dușmani. Și aici aș vrea ca noi, stând în fața Domnului, să ne gândim destul de serios. Eu, pe mulți știu la față că sunt din Moldova, unii de mult au plecat. Nu odată unii părinți cu lacrimi, frate pastor, ce să mai fac? Copiii mei nu mai vor să mai vină la casa de rugăciune. Nu mai vor să mai citească. Și știind câte ceva, eu îi spun, frate, știi doare, așa-i? Pe mine tot. Nu-s copiii mei, dar-s copiii poporului meu. Și mă doare lucrul acesta. Dar dă-mi voie. M-ai provocat? Îți dător să spun ceea ce n-aș fi dorit ca să spun. Când vii acasă, sâmbătă, după serviciul divin, ce vorbești în familie? Care-i discuția ta ca tată, ca preot a familiei? Despre pastor, despre predică, despre comunitate? Ia spune sincer, că nu te pun la
foc aici, nu la judecată, este altul care o să ne judece cândva. Dar am auzit câte ceva și aș vrea sincer să-mi spui ce vorbești. Și el a plecat capul și a pus să plângă. Eu nu prea am vorbit ca să întăresc credința copiilor mei. Permanent am vorbit de lucruri negative. Și atunci când era mult pozitiv, eu zic, a fost măcar o dată ca tu să te întorci acasă de la predică și să vorbești ceva frumos despre adevăr. Nu trebuie pe pastor de la înălțat în nori. E un om și-l păcătos, lasă-l acolo unde este el. Dar s-a vorbit un adevăr. Eu mă gândesc că trebuia să taie inima. Domnul vorbește. N-ai auzit nimica. N-ai auzit vocea cerului. N-a fost nimica să te temi mai sus. A fost, frate. De ce n-ai vorbit? Nu știu. Nu știu. Am vorbit altceva. Și atunci i-am desis în Duhul Profetic, unde Elena White spune, părinții care critică pastorul, biserica, slujbașii, otrăvesc copiii care într-o zi vor spune, dacă pastorul e așa de răi, dacă biserica e așa de rea, ce am de căutat eu acolo? N-am ce căuta. Și tatăl care iubește copil, fără să-și dea seama, devine dușmanul cel mai serios și cel mai periculos pentru copii. Și asta pot să o fac nu numai părinții, și noi. Și atunci vă chem în numele Domnului. Cred că aici nu des vă întâlniți, că n-aveți când. Dar în sabat vă mai întâlniți, mai telefonați unul pe altul. Care este tema discuțiilor noastre? Știți că câteodată mi se pare, noi prea mult negativ vorbim. Și când trăim în atmosfera aceasta de lucruri negative, de lucruri rele, noi, fără să ne dăm seama, căutăm să ridicăm împărăția răutății, împărăția diavolului. Cât slujbaș are diavolul, scumpii mei? Mai trebuie să fiu și eu un slujbaș al lui? Să-i ajut? De ajuns demonii lui, că sunt mulți și alți răi. Deci, fie ca Dumnezeu să ne ajute. Dacă puteam avut și noi această slăbiciune până în seara aceasta, hai să facem un vot în fața lui Dumnezeu. N-o să mai fim dușmani nimănui. Să vorbim lucruri care ne înalță, lucruri care ne încurajează, lucruri care ne fac să creștem și ne apropie de Dumnezeu. Dar convingerea mea este că avem atâtea lucruri înălțătoare despre care putem ca să vorbim. Și iată, din două motive, din cauza că Iisus nu făcea ce aici Ioan aștepta, ucenicii au sămănat aceste semințe destul de periculoase, care au început să crească, Ioan a început și el, iată, să încline spre îndoială. Dar mă bucură faptul că Ioan, foarte înțelept, a rezolvat problema îndoielii, cât a lui personal, cât și a ucenicilor. Și iată ce spune Hristosul Milalumii. Când Ioan a auzit cele spuse de ucenici, el s-a întristat foarte tare. Erau niște bărbați consacrați, bărbați care iubeau pe Dumnezeu, dar undeva în adâncul inimii, el a văzut acest colțășor din necredință, care era foarte periculos. Și el tare a dorit ca ucenicii să nu rămână cu această necredință care a început să crească. Și ce face el?
Iată versetul 19, Luca 7, 19. Ioan i-a chemat și i-a trimis la Iisus. Și cu toate că le-a pus întrebarea aceasta în buzile lor și ei trebuiau să o repete lui Iisus, dar uitați-vă ce spune serva Domnului. El avea toată speranța că atunci când ei vor veni la Mântuitorul și vor avea o discuție cu Iisus, credința lor se va întări. Scumpii mei, Ioan era și el un om. Gândiți, el n-a exprimat îndoiala în fața ucenicilor, dar putea să o fac. Care a fost consecința? Când el îndoiala lui, o mai împarte cu cineva. Dar uitați-vă, cât de înțelept. Da, ceva acolo s-a întâmplat. Nu era ceva clar. N-avea răspuns. Dar nu s-a grăbit să transmite partea aceasta negativă. El aștepta și el un răspuns de la Iisus. Dar pe ucenici îi îndreaptă pe calea întăririi, pe calea speranței. Și foarte mult îmi plac cuvintele acestea. El avea speranța, avea nădejdea aceasta, că atunci când ucenicii vor veni la Iisus și vor discuta cu El, ei vor lua acest colțișor din necredință, din inima lor, va fi smuls și vor rămâne oameni credincioși. Și atunci, al treilea moment care este foarte, pentru mine, straniu în orice caz, că ucenicii au venit la Iisus, așa cum i-a trimis Ioan, noi citim versetul 20, Luca 7, aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis, Ioan Botezătorul ne trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și potrivit la ce și spune Elena White în Hristos Lumina Lumii, asta era într-o dimineață. Ce ați așteptat dumneavoastră dacă i-ați dat o întrebare lui Iisus? Sincer, ce așteptați? Și când? Imediat. Ce face Iisus? Niciun cuvânt nu spune. Așteptați. O să vă dau mai târziu. Ascultă întrebarea și taci. Și aici este un moment foarte, foarte critic. Noi ardem nu odată numai. Aici și acum. Dar cerul s-a închis și taci. Și momentul acesta este cel mai important pentru noi. Și Elena White spune așa, Iisus n-a răspuns la întrebare. Toată ziua El a vindecat, El a ajutat pe oameni și ucenicii lui Ioan cu răbdare urmăreau și așteptau răspunsul. Eu mă întreb, aș fi fost eu acolo, aș avut răbdare să aștept toată ziua? Numai că ceva, nu mă așteptați puțin, nu așteptați până seară, nu încă puțin, mai îngăduiți, am să spun ceva. Tăcere de plină, ignoranță, dar ei au avut răbdare. Și una din problemele noastre a timpului de pe urmă este răbdarea. Nu zadar Iisus spune, cine va răbda? Cât? Până la sfârșit. Pentru acești doi ucenici, când era sfârșitul? Seara. Pentru noi poate să fie mai lung, mai scurt, nu știu, depinde de împrejurări. Dar când a venit seara, Iisus îi cheamă, versetul 22, și drept răspuns le-a zis, duceți-vă, despuneți lui Ioan
ce ați văzut și ce ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovădește Evanghelia. Și ferici de acela care nu va fi un prilej de poticnire. În limba rusă spune, ferici de acela care nu se îndoiește. Eu n-am reușit să controlez în greacă, în original, cum stă scris, dar în legătură cu predica, spune, ferici de cel care nu se îndoiește. Ascultați ce scrie Hristos Lumina Lumii. Când Ioan a auzit aceste cuvinte, pentru el a fost totul. El și-a amintit profețiile din Vechiul Testament, care tocmai așa și povesteau lucrarea lui Mesia. De aceea nu trebuia să aștepte niște mișcări de război, niște mișcări de topoare, focul care arde, se vecea o lucrare a milii, a vindicării, a întoarcerii lumii spre Dumnezeu. Și el a fost satisfăcut. Ioan a înțeles mai pe deplin în ce consta misiunea lui Iisus Hristos. Și aș vrea și putem să mă opresc. Observați dumneavoastră un lucru foarte, foarte important. Noi câteodată ne gândim că dacă cineva este profet, el trebuie 100% să știe totul, să poată totul și să fie Superman. Dar știți că și profeții cresc și în credință, și în cunoștință, și în multe alte lucruri. Și uitați-vă, când s-au întors acești ucenici, a fost de ajuns o replică destul de scurtă a lui Iisus ca profetul să-și amintească profețiile pe care probabil le-a uitat. Și s-a convins încă o dată că nu-i nicio greșeală în lucrarea lui Iisus. El face ceea ce Dumnezeu a promis că va face. Și apoi, ascultați cât de frumos serva Domnului spune mai departe. El a luat acolo decizia în închisoare. Să se supună pe deplin lui Dumnezeu. Nu contează. Va ieși să trăiască, va rămâne acolo, va fi dat la moarte. Dacă prin aceasta el poate să mai slujească lui Dumnezeu, el este gata. Deci uitați-vă, un lucru extraordinar de important. Nu numai că s-a întărit în credință, nu numai că au dispărut toate îndoielile, el se consacră lui Dumnezeu și îl lasă să activeze în viața lui personală așa cum socoate că este mai bine în viața lui. De aceea vreau să închei cu următoarea frază. În toate timpurile și astăzi, Dumnezeu conduce poporul său pe calea cea mai bună, calea pe care oamenii au fi ales-o dacă ar vedea sfârșitul de la început sau din momentul unde sunt. Dacă ar vedea slava și ținta la care îi cheamă Dumnezeu pentru că vrea ca ei să fie conlucrători în marea lucrare de salvare. Ferice de cei ce nu se îndoiesc în mine. Domnul să ne binecuvinteze și fie ca, chiar dacă nu înțelegem calea pe care ne duce, chiar dacă va încerca Satana să aducă îndoieli, să căutăm acele dovezi pe care Iisus continuă să le vorbească și astăzi, să rămânem credincioși, să rămânem pe calea
cum am citit aici, care eu aș alege și fiecare din noi am alege să mergem dacă am vedea sfârșitul, ținta și marele plan al lui Dumnezeu. Să fim fericiți, trăind fără îndoieli. Amin.